aici are foarte multe locuri, adică tiporești sau adică locale, care ei se mândresc, anume este vinăria Grici. Aveam încă trei pensiuni, care pensiunile date ei primesc, încă nu primesc, adică toți turiștii, dar spre renovare și spre a dezvolta reclama pentru a primi turiștii. Avem 7 izvoare, care ele sunt foarte istorice, pentru că satul, când a fost cândva, se alimentau sau apa vine din acele 7 izvoare. Este Moara de Vânt, care este o istorie foarte mare pentru ei, pentru că a scăpat satul de foamete, acea moară. Și să ajungem și la biserica satului, care are peste 100 de ani, care să facem cunoștință și cu preotul, care într-adevăr a ridicat biserica și a reconstruit-o foarte mult, care se mândrește cu satul nostru și a scris o carte care este istoria satului. Denumirea comunii a fost scrisă prin proiectul Migrație și Dezvoltare Locală, care noi am câștigat-o în 2020, printr-un proiect realizat de PNUD cu finanțele și a primăriei. Și ne bucurăm de așa proiect, care noi să dezvoltăm turismul. Ea a fost anume pentru a dezvolta turismul local. Ne aflăm în incinta Bisericii Sfântul Nicolae, o biserică înălțată după acele proiecte tip din perioada respectivă, la anul 1870, ridicată cu suportul financiar și material a comunității de Rezeș, fiindcă ne aflăm într-o comunitate de Rezeș, adică o moșie rezeșească. N-au fost boieri, n-au fost din cei care au deținut pământ mai mult. S-a ridicat această biserică din anul 1866-67 până în anul 1870. Piatra este folosită din cartierele locale. Clar că înainte de ridicarea acestei biserici de zid, a mai fost o biserică de lemn care se afla în partea numită La Șeput, la izvoare, acolo unde în apropiere se află și cimitirul vechi. Fără izvor nicicum nu putea să fie o localitate. Sursa principală a vieții era apa. Aici au fost izvoare puternice și dacă dumneavoastră ați nominalizat 7 izvoare, acolo sunt chiar și 9 fântâni. La o perioadă oarecare erau chiar 9 fântâni în acest loc, în Valea Largă, așa numită, și care sunt sigur că este centrul medieval al acestei localități, fiindcă satul pe timp nu se numea cu numele de Milești. Milești e din secolul al XVI-lea, de la un mile, adică de la un Rezeș, de la un mazil care se afla în spațiul respectiv, îi se trage numele. Dar până atunci tot a fost o localitate. Și clar că din analele timpului putem să înțelegem că acest sat se numea undeva satul din fundul, cel puțin așa este nominalizat, din fundul văii. Exact cum se află aceste fântâni. Și în jur erau aceste căsuțe, nu atât de multe, să nu vă gândiți. Și era și o casă, numită Casa lui Mile, asta mai târziu. Casa lui Mile ar însemna locul administrativ, adică nu că era o casă unui gospodar, dar era casa unui conducător militar, fiindcă noi eram în apropiere de lumea tătărească. Să nu uitați că peste Nistru, la sud, Bugeacul era plin de tătari, aproape de sub Chișinău, erau aceste hoarde tătărești și care au avut un contract cu Principatul Moldovei că le se permitea să viețuiască în apropiere. Iar aceștia făceau deseori incursiuni, adică mergeau cu diferite uneltiri de a acapara bunuri străine. Clar că pe parcurs aceste moșii mari, fiindcă în această moșie intra și Ialoveniu, intrau și Negreștii, Brăila de astăzi, intrau și Prisaca sau Socitenii de astăzi. Adică toate satele astea erau moșii mari care o dețineau un lașcu. Păi și cum au apărut localitățile astea? Păi acest lașcu era un iubitor de tradiții, de familie,
și-a luat nevastă, a născut vreo 10 băieți și le-a dat fiecare o parte din moșa respectivă. Și s-a împărțit. Unul numea Negrea și-a numit satul în cinstea lui, Negrea. Unul era Sterp, Ialovoi. Ialoveni vine de la Ialovoi. Ialovoi era, se numește Sterp. Da. Și atunci n-avea copii, dar satul și l-a numit în cinci loporitit, așa, o scrie Ialovoi. Ei, asta e așa, e o poveste. Dar cam așa și vine. Socitenii vine de la lor care au fost tăiat. Adică s-a tăiat pădurea, erau codri, erau foarte extinși. Suntem în zona codrilor, aici da. S-o poate încă zona codrilor. Milești mici mai târziu, mile de la un mile, adică de la unul din cei care, descendenței lui Lașco, care la 1524 vrea să-și arete că este stăpân în spațiile respective și spune că casa mea este acolo, iar casa, m-am spus ce înseamnă, este o unitate militară și arată locul unde este el și că copiii lui sunt aceia. Și iată, de acolo ne se trage și acest nume frumos. Mai cunoașteți Rusa, mai cunoașteți Slava, nu știu, te-ai întâlnit poate cu vreo, când erai mai mic, cu vreo rusoaică sau dumneavoastră cu un rusoi și ei v-au spus mila ea, adică dragă. Uite, un cuvânt foarte frumos, adică milește mici prin sunetul ăsta care rosești odată, te apropie, fiindcă vrei să zici satul îndrăgostiților, satul drăgostos, satul lui Mile. Auzitele bătrânilor noștri care s-au petrecut, rămânem noi alte generații mai tânără, vreau să povestesc, adică, istoria de unde s-a pornit satul Milești Mici. Cu timpurile cândva, când auzit așa, aici au fost turci, au locuit turci. Când turci au plecat, e ca în locurile astea unde ne aflăm noi acum, au adunat toate bogățiile lor, și aur, și lână, și tăt, și tăt. Aici au fost foarte multe izvoare cu lânile, lucrurile lor, au scăpat izvoarele și au plecat, dintre care s-a pornit micul sata nostru, de aici, vecina. În locul unde ne aflăm acum sunt 12 izvoare. Fântâni poate fi și 12, fiecare familie, noi avem izvorul nostru. Adică îl avem pentru tot satul, tot se alimentează cu apa noastră, dar fiecare are în casă, adică tras, ca să fie mai ușor. Fiecare familie are grijă de fântâna lor.